Trăia odată într-un oraș un biet cizmar, mai necăjit, dar muncitor din cale afar. Era și văduv și creștea cu greu un copilaș, din munca lui, căci viața-i scumpă la oraș. Dar într-o iarnă, în ajun de sărbători, copilul se trezi zglobiu mai de cu zori. Și alergându-i strigă tatei bucuros, azi va veni ca oaspete la noi Hristos. Hai, termină, copile, sunt prostii. Cum să coboare Domnul din tării? Pai să vezi că vine, a promis, precum mi-a spus când a venit în vis. Și a așteptat băiatul singur lângă poartă și l-ar fi așteptat pe Domnul ziua toată. Dar a văzut cum printre gard privea la el, desculț și îmbrăcat în zdrențiu un băiețel. Văzându-i chipul trist și haina roasă, a alergat spre el și l-a poftit în casă. L-a așezat la masă, apoi l-a îmbrăcat și în ghetuțele lui verzi și noi l-a încălțat. A doua zi s-a așezat la geam cu minte și a așteptat ca Domnul în casa lui să intre. Dar cine s-a oprit bătând la poarta lor? Un om sărman cu chip de cerșetor. Te rog să-mi dai un colț de pâine, om milos, în numele lui Dumnezeu și al lui Hristos. Și din fereastră l-a chemat un glas vioi. Hai vin, om sărman, intră la noi. Era ajunul de Crăciun și aveau pe plită o pâine coaptă în țest și o rumină plăcintă. I-au pus pe masă tot ce aveau mai bun, apoi sărmanul bucuros s-a așezat la drum. Afară viscolea cumplit și noaptea se lăsase, lumini de felinare se aprind pe străzi și în case, se tot frământă puștiul, de ce Hristos nu vine? Dar vede o femeie ce prunc în brațe își ține. Hei, tată, merg să o aduc la noi. Au înghețat de fric sărmanii ca un sloi. Și-a alergat voios și-a poftit-o în casă, bucata lor de pâine și tot au pus pe masă. Tăticule, nu vreau ca să te supăr, dor tu pe canapea și eu pe cufăr. În patru nostru aș vrea să stea sărmana. Te rog, te rog, mi-a amintit de mama. I-au dat cu bucurie patul lor. Afară, viscolul urla până în pridvor și a dormit copilul sus pe cufăr cu chipul luminos ca florile de nufăr și a văzut în vis, ce vis frumos, că în sfârșit s-a arătat Hristos. I-a spus cu glasul blând ca un alint, copile, fi de-a pururi fericit. O, Doamne, eu te-am așteptat să vii din cerul tău și ieri și azi și în fiecare zi. Dar am venit, nu știi, copilul meu iubit, cum de trei ori în casa ta tu m-ai primit? Iisuse drag, când ți-am deschis că n-ai bătut? Păi tocmai asta vreau să-ți spun că n-ai știut, dar de primit tu m-ai primit când eu, stingher, m-am arătat în chip sărman de băiețel. O, Doamne, iartă-mă că-s prost, dar spune-mi tu a doua oară când ai fost? A doua oară? Știi sărmanul ce cerșea? Nu el a fost, ci eu m-am așezat la masa ta. Mi-ați dat o pâine caldă și plăcintă, iar voi v-ați sătura cu coaja de la pită. B-am găsit, mi-ați spus voi la plecare, câțiva bănuți ascunși în buzunare. A treia oară era noapte, viscolea, și am venit în chip de prunc cu maica mea. Tu ne-ai văzut, copilul meu băiat, și în casa ta ne-ai luat și-am înnoptat. Și în rai, copiile, eu îți voi deschide poarta, căci mila biruiește judecata. Să nu te oprești a face o faptă bună, că lângă faptă stă și o cunună.